Arhiepiscopul Tomisului P.S. Teodosie a spus că a discutat cu mai mulți specialiști despre vaccinul anticovid. Iată ce informații noi am dobândit. Sigur, virusii ăștia au avut o evoluție, ei nu sunt chiar naturali. Și au fost testați peste 300.000 de oameni, s-au făcut niște studii. Dar acum s-au mutat virusii, sunt alte tulpini. De aceea nu poți nici să recomanzi, nici să interzici acest vaccin. În altul prelat a făcut precizări despre poziția sa publică față de campania de vaccinare împotriva noului coronavirus. Acesta a declarat că preoții nu spun nici da, nici nu vaccinării, deoarece ei nu sunt specialiști. În opinia sa, fiecare este liber să ia o decizie după ce se consultă cu medicul de familie. Cu privire la vaccinare, noi nu spunem nici da, nici nu și cu adevărat este aici competența medicilor. Cum să spun eu că sunt competent în privința vaccinului? Orice extremism nu este de bun augur. Nici vaccinați-vă toți, nici nu vă vaccinați. Nu putem interzice, nici nu putem promova. Arhiepiscopul Tomisului consideră că dacă oamenii se tem de vaccin și îl vor face, efectul va fi mai aspru, iar dacă vin cu încredere, atunci vaccinul îi va putea ajuta. În altul ierarh a anunțat că deocamdată nu se va vaccina. Cel mai mult, să știți, că vindecă tot rugăciunea, mai mult decât vaccinul. Sunt convins de aceasta. Deci, personal, deocamdată nu mă vaccinez. Și am transmis și preoților aceasta. Precizările episcopului de la Constanța vin în contextul implicării Bisericii Ortodoxe Române în campania de vaccinare anticovid-19. Patriarhia a trimis la toate instituțiile din subordinea sa broșuri și materiale informative despre vaccinare în eparhii.